Bună seara, stimaților noștri invitați și dragilor noștri telespectatori, la emisiunea Realitatea în Politică, o emisiune care astăzi își propune să devoaleze aspecte ușor inedite din ceea ce a însemnat un an de pandemie și mai ales ceea ce urmează să se întâmple pe viitor, acțiuni, sperăm noi, în beneficiu societății, în beneficiu entităților care operează în economia românească și, în ultimul rând, al cetățenilor țării, printr-o analiză a unei viziuni post-pandemie care trebuie să înceapă să fie aplicată cât mai repede, ținând cont de faptul că anul acesta guvernul Florin Câțu și-a propus un obiectiv foarte important în ceea ce înseamnă reducerea deficitului de la 9,9% la 7%, urmând ca la anul ținta să fie și mai dificil de atins, reducerea deficitului de la 7% la 3%, ceea ce presupune o întreagă serie de ajustări ale cheltuielilor publice. Poate ne-am dorit și o mai bună colectare a banilor la bugetul de stat, însă nu trebuie să uităm că în tot acest răstimp economia trebuie să funcționeze, economia trebuie să-și revină, oamenii trebuie să înceapă să aibă din nou încredere în tot ce înseamnă activitate comercială, activitate economică pe teritoriul României. Sperăm să fie redeschis în integralitatea sa sectorul Horeca atunci când condițiile epidemiologice o vor permite. Și în acest scop, în această seară avem doi invitați foarte ancorați în realitatea socială și politică românească. Primul dintre ei este domnul Mircea Lupu, căruia îi spun bună seara. Bună seara, domnule Marcoci. Mulțumesc pentru invitația în emisiunea dumneavoastră. O seară plăcută tuturor telespectatorilor televiziunii dumneavoastră. Domnia sa este consilier al președintelui Partidului România Mare și sperăm că această nouă, dar veche forță politică să poată genera propriul impact în ceea ce înseamnă reducerea efectelor pandemiei și readucerea României pe o cale care să-i permită dezvoltarea pe care cu toții ne-o dorim. Celălalt invitat din această seară, căruia îi spun bună seara, este președintele Sindicatului Național Telecomunicații Mobile, domnul Ștefan Mareș, căruia îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat provocarea de a ne fi alături. Domnule Mareș. La rândul meu vă mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că împreună vom putea avea ocazia de a prezenta elemente care vizează ce se întâmplă la momentul de față în societatea românească legat de prezența coronavirusului, care iată se dovedește a fi o situație care a reușit să genereze numeroase ecouri. Putem să discutăm și despre viziunea post-pandemie, însă cred că este important la început să vedem ce se întâmplă acum și ce putem corecta pentru ca post-pandemie să putem avea un viitor. Bun, acum ca să plongem direct în subiectul emisiunii noastre de astăzi. Cum vedeți amândoi, cum vedeți dumneavoastră la un an de zile după declararea pandemiei, evoluția lucrurilor și care ar fi, să spunem, punctele tari pe care le-ați identificat în măsurile care au fost luate de către Guvernul României, respectiv care au fost punctele slabe ale acestor măsuri. Domnule Lupu? Domnule Marcoci, din punct de vedere al conducerii Partidului România Mare, constat
că ceea ce s-a făcut până în prezent nu a avut efectul pe care toți ne l-am fi dorit și care ne-a fost promis în schimbul limitării exercitării drepturilor și libertăților noastre ca cetățeni. Practic, după ce a trecut un an de zile, timp în care disciplinați ne-am aliniat politicilor lansate de către reprezentanții guvernului, în baza unor motivări extrem de lapidare și deficitare sub aspect logic și al fundamentării științifice, constatăm că situația în ceea ce privește pandemia nu a suferit schimbări în bine. De asemenea, constatăm că am reușit să punem economia la pământ, să subminăm nivelul de trai al cetățenilor și, lucru extrem de important, încrederea în autoritățile statului, ceea ce nu este puțin. Practic, după ce s-a terminat cu alegerile parlamentare, practic constatăm că există un dispreț manifest în ceea ce privește dorințele și interesele cetățenilor români din partea celor care vremelnic și dezastros ne guvernează. Practic, la nivelul conducerii Partidului România Mare, există opinia unanimă că în momentul de față reprezentanții actualului guvern nu înțeleg ceea ce impun cetățenilor. Există tot felul de măsuri aberante, inutile și nejustificate și care, la un moment dat, vor trebui să atragă răspunderea legală a celor care le-au inițiat, le-au promovat și a celor care, în diverse forme, au concurat la impunerea lor către cetățeni. Bun, acum, ca să fiu avocatul pro bono al guvernului, ca să spunem așa, pentru că din păcate nu am reușit ca în emisiunea de azi să avem un invitat din partea, să spunem, arcului guvernamental, trebuie să spunem că scăderea economică pe care a înregistrat-o România este undeva o scădere medie raportată la ce au înregistrat celelalte state din Uniunea Europeană, unele dintre ele cu economie mult mai puternică decât a României. Din punctul de vedere al finanțelor publice, lucrurile nu stau chiar foarte rău, pentru că nu trebuie să uităm că am avut acea perioadă de eșalonare a datoriilor, a plății taxelor, impozitelor și așa mai departe. Am avut chiar un program de eșalonare a ratelor bancare. Deci, din punctul ăsta de vedere, România n-ar sta foarte, foarte rău. Dar e adevărat că se puteau face lucruri, poate o idee mai bună, însă nu trebuie să uităm că în buna noastră tradiție lucrurile ar fi putut să meargă mult mai rău decât au mers în realitate. Domnule Mareș, noastră, după un an de pandemie, cum vedeți lucrurile? Personal, am constatat și eu, așa cum putem constata cu toții, că ceva nu a funcționat bine. Nu a funcționat bine atât timp cât nu am înțeles temeiul unor măsuri care s-au luat. Pot să vă dau un exemplu. Am observat cu toții că ordonanțele militare care s-au dat în baza unui act normativ numit Ordonanța de Urgență 21/2004, care vizează și are în vedere proliferarea atentatelor teroriste. Aceasta e o chestiune de natură militară, nu medicală. Eu personal mă așteptam ca aceste ordonanțe să fie ordonanțe medicale, nu militare. Prin care ni s-a spus ce? De la ora 20 la ora 5 dimineața nu a avut voie să circulați. Nu aveți mai mult de 3 persoane voie să fiți, să constituiți un grup pe stradă. Păi de ce 3 și nu 4? Și de ce de la ora 22 și nu la ora 23? Sunt anumite elemente, așa cum am arătat, care nu au fundamentare, nu au justificare. Și aceasta cu atât mai mult cu cât există un act normativ și vorbesc aici despre ordinul 1095 din 2005 emis de Ministrul Sănătății, care prevede cu subiect și predicat cum trebuie procedat în situația unei epidemii. Și prevede exact care sunt structurile, care sunt atribuțiile și care sunt măsurile care trebuie implementate. Eu personal n-am înțeles de ce s-a aplicat
în tot acest mecanism o ordonanță care privește, de exemplu, atentate teroriste, da? Că nu suntem într-o astfel de situație și nu s-a aplicat un act normativ care și astăzi este în vigoare, care privește situația unei pandemii. Trecând peste acest aspect, care poate fi subiectiv, că până la urmă poate că contează mai puțin temeiul legal, contează ce am făcut în fapt. Dacă este să ne uităm pe măsurile care au fost promovate, putem să constatăm că sunt unele măsuri care schimbă de la lună, de la lună, de la zi la zi, elementele care au stat la baza măsurilor. De exemplu, există o doamnă secretar de stat în Ministerul Sănătății care de curând a anunțat că se schimbă formula de calcul în ceea ce privește incidența și așa mai departe. Această doamnă secretar de stat de curând a venit și cu o recomandare foarte interesantă, spunând că și fotbaliștii ar trebui să poartă măști de protecție. Păi, în momentul în care un secretar de stat în Ministerul Sănătății face o astfel de afirmație, eu ca cetățean ce pot să înțeleg? Păi, fotbalistul trebuie să poarte mască, nu știu în ce scop, că doar e fotbalist și e pe teren, dar asta, așa se practică sportul ăsta, nu poți să alergi cu o mască pe față, se schimbă niște formule de calcul, iar dacă ne uităm la formulele de calcul care sunt utilizate la noi în țară, cifrele la care avem acces, o să vedem că nu au un fundament științific. M-am uitat întâmplător pe internet. În ce sens spuneți că nu au un fundament științific? Dacă ne uităm la cum procedează Germania prin Institutul Max Planck, o să vedem că elementele care sunt luate în considerare ca fiind importante în ceea ce privește măsurile de diminuare a infectării populației, sunt altele decât o singură cifră, o rată de 1,5 la 1000, de exemplu. Păi de ce nu 2? De ce nu 2,5? Bun, astea au fost niște chestiuni care au fost stabilite între niște comitete tehnico-științifice. Eu acum, dacă făceați referire la doamna secretar de stat Andreea Moldovan, exact. Eu mă gândesc că în ceea ce înseamnă Guvernul României, doamna Andreea Moldovan este singurul medic epidemiolog, medic de boli infecțioase din componența guvernului și mă gândesc că totuși poziția pe care dânsa o adoptă este o poziție care are, să spunem, fundamentarea unei cariere medicale în spate. E adevărat că poate la un moment dat, să spunem, există o exprimare ușor exotică referitor la faptul că fotbaliștii ar trebui să poarte măști, lucru care ar diminua considerabil capacitatea la efort, pentru că asta e clar. Capacitatea oxigenului pe care îl poate asimila plămânul e mai mică în momentul în care porți mască decât în momentul în care, să spunem, ai alerga fără să ai această mască pe nas și pe gură, dar pe partea cealaltă totuși dezbateri publice au existat pe modul în care se calculează rata de incidență. E adevărat că a existat, să spunem, o profundă lipsă de transparență în ceea ce a însemnat modul în care s-a ajuns la aceste formule de calcul, dar eu cred că lucrurile aici ar fi putut fi corectate vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră cu limitarea deplasărilor după o anumită oră. Știți că toate guvernele lumii au plecat de la premisa că esențial e ca în perioada de pandemie să nu afectăm sau să afectăm cât mai puțin cu putință economia, pentru că până la urmă e celebra zicală, oare e mai bine să mor de foame decât să mor de COVID, dar asta uneori e o glumă, nefericită. Te rog, vă rog, domnule Lupu. Domnule Marcoci, actualul guvern nu merită un avocat ca dumneavoastră. Apropo de faptul că ați spus că încercați să fiți avocat. Trebuie să le luăm, trebuie să exprim poziția conform codului audiovizualului. Absolut. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar și dumneavoastră trebuie să fiți de acord cu mine că acest guvern nu merită un avocat de valoarea dumneavoastră. Merită un procuror. Și unul de la un partid specializat. Fiindcă grupurile infracționale organizate nu le cercetează orice magistrat. Le cercetează cei care au în competență cercetarea unor astfel de fapte. Din punct de vedere a Partidului România Mare, apropo de ceea ce a spus domnul președinte Mareș, este mult mai simplu
nu să vedem ce n-a funcționat. Să luăm în calcul ceea ce a funcționat. Fiindcă, practic, dacă este să analizăm ce se întâmplă acum în România, observăm că lucrurile merg din rău în mai rău. Întrebați-i pe cetățenii de pe stradă dacă sunt mulțumiți de felul în care sunt guvernați, de scăderea nivelului de trai, de restricțiile nemotivate care le sunt impuse. Vorbiți despre comitete tehnico-științifice. De acord, sunt foarte mulți oameni care n-ar avea ce căuta acolo. Oamenii ăștia, în urma unor pretinse de liberare, ajung la concluzii științifico-fantastice, care, însă, din păcate, sunt generatoare de măsuri restrictive de drepturi și libertăți ale cetățenilor români. Practic, domnul președinte Mareș a spus că nu poți să ieși în stradă, că nu poți să circuli după o anumită oră. Ce justificare există? Că o doamnă secretar de stat a avut, în opinia dumneavoastră, domnule Marcoci, o exprimare mai neinspirată, mai exotică. Plecată de zona fotbalului, nu neapărat de ce înseamnă pandemia. Nu este vorba doar de fotbal, este vorba de întreaga societate românească, față de care aceste distinse persoane, care, într-o opinie personală, dar care în mod clar este împărtășită de întreaga conducere a Partidului România Mare, nu și-au rostul acolo. Că tot vorbim despre Ministerul Sănătății. Cum se face că domnul ministru Voiculescu și-a dus secretar de stat o persoană care este absolventă de teologie? Are vreo legătură cu ceea ce se întâmplă în minister? Păi, probabil, secretarul de stat absolvent de teologie prea partea, să spunem, post-medical în momentul în care trebuie să se cânte prohodul. În momentul în care demersurile medicale eșuează, automat e nevoie rămâne. Și de teologie. Este nevoie de teologie. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au ajuns la procedura finală, în care au nevoie de partea teologică, dar mi se pare că, totuși, trebuie să subliniem faptul că există un mare excedent de amatorism și dispreț la adresa cetățenilor români. Așa ceva este de netolerat. Cum poți să-i ții în casă, să le interzici exercitarea unor drepturi fundamentale, recunoscute universal, cetățenilor români, numai pentru faptul că niște unii ajunși, ei știu cum, în baza unui vot pe care foarte mulți cetățeni îl regretă și au motive serioase în acest sens, să impui niște măsuri care falimentează economia națională și aduc în pragul disperării un număr semnificativ de persoane. Ați văzut cu cât a crescut numărul șomerilor? Da, este o realitate economică, este o realitate economică legată de pandemie. Dar încă să revenim vis-a-vis de discuția noastră, doamna Moldovan, cred că a fost una dintre cele mai inspirate numiri de secretar de stat din Guvernul României și mă refer aici, pe lângă Guvernul Special, la Ministerul Sănătății, pentru că, repet, nu o cunosc personal, n-am nicio relație de prietenie cu dânsa. Din câte știu, doamna Andreea Moldovan, pe lângă faptul că este medic de, în specialitatea bolii infecțioase, a fost și directorul Spitalului de Boli Infecțioase de la Brașov și a fost directorul Spitalului de Boli Infecțioase de la Brașov în perioada de toamnă, când acolo s-a lucrat mai mult decât la foc continuu. Deci, din punctul ăsta de vedere, și experiența profesională și experiența managerială o determină... Da, pentru astfel de afirmații hazardante, debuzolante... Trebuie să fiu avocatul guvernului, pentru că n-am niciun reprezentant aici, dar nu cred că e... să vă transformați în avocatul diavolului. Nu cred că e cazul să judecăm un om pentru o singură afirmație. Acum, pe partea cealaltă, faptul ce spuneați noastră că unii regretă... Grav este că acea afirmație a fost gândită. Sau dacă n-a fost gândită, așteptăm o dezmințire. Ok, acum, pe partea cealaltă, eu pot să fiu de acord cu dumneavoastră că în primele două luni ale pandemiei poate s-au luat niște măsuri exagerate în raport cu ce însemna contagiozitatea virusului.
Acum, privind retrospectiv, pot să fiu de acord că într-adevăr s-a exagerat cu ținerea românilor în casă timp de 2 luni, cu efectele economice devastatoare care s-au produs și așa mai departe. Există, dacă vreți, și scuza faptului că nu se știau foarte multe lucruri despre virusul ăsta. Vă aduceți aminte că în primele 2 luni bolnavii sau suspecții erau transportați cu izoleta, acum de bine de rău s-a renunțat la măsura asta. Ideea e, haideți să vedem ce putem să facem sau ce ar trebui să facem ca lucrurile să intre pe un făgaș normal. Pentru că discuția în societate există și e motivată. Și este poziția oficială a partidului din care fac parte. Vă rog. Un dosar penal pentru fiecare dintre cei care și-au bătut joc de drepturile cetățenilor români. Fiecare dintre ei are dreptul și va trebui la un moment dat să răspundă în fața instanței pentru aceste abuzuri care le-au comis. Nu vă gândiți că lucrurile vor rămâne pentru o perioadă foarte lungă așa. Populația nu mai poate să suporte. Deja s-a ajuns la un nivel la care oamenii nu mai au încredere în ceea ce se întâmplă, în calitatea deciziilor luate de actuale guvernanți, indiferent ce gândesc și mai ales ce nu gândesc. Faptul că, așa cum spuneți dumneavoastră, domnule Marcoci, în 2 luni de zile măsurile nu au fost inspirate. Nu au spus că se merge pe încercări. Nu s-a spus că se joacă cu situația cetățenilor români. Cei care și-au îngropat membrii de familie cu încălcarea tradițiilor seculare ale credinței ortodoxe, nu cred că vor fi satisfăcuți de faptul că au ajuns unii la guvernare fără să fie pregătiți. Dacă accepți o responsabilitate de nivel înalt, și mie mi se pare că atunci când ajungi să accepți onoranta poziție de secretar de stat, indiferent în ce minister, trebuie să fii pregătit. Nu trebuie să te duci ca să înveți acolo. Te duci acolo fiindcă ești învățat, fiindcă știi ce spui, știi ce faci. Cum adică să ajungi să le pui măști pe față sportivilor? Ei, acum e o opinie, nu trebuie să o luăm... La nivelul ăla nu ai opinii de acest fel. Acolo ai responsabilitatea și a ceea ce spui și a ceea ce gândești, fiindcă trebuie să iei în calcul faptul că toate deciziile tale sunt monitorizate și produc consecințe juridice. Fiecare va trebui la un moment dat să plătească pentru ceea ce a făcut împotriva drepturilor cetățenilor români și a poporului în ansamblu. Da, acum dosarele penale n-au rezolvat niciodată o soluție. Deci nu ne-au condus către o soluție a unei probleme. Ele sunt niște chestiuni care, din păcate, și îmi asum ceea ce spun, în România și dosarele penale au uneori o puternică, să zicem, componentă politică. Nu trebuie să mă feresc de cuvântul ăsta. Însă pe noi ne interesează soluțiile. Dosarele penale conduc, să spunem, către pedeapsă. Acum, repet, în România, și felicit Consiliul Superior al Magistraturii, secția pentru procurori, că a avut curajul și îndrăzneala să nu-și dea cu părerea în zona epidemiei, pentru că e singurul lucru în care procurorii încă n-au intervenit, dar probabil că mâine pe mine o să vedem un dosar al unei persoane numite COVID-19, care va fi la un moment dat învinovățită de faptul că mai mult de 20.000 de conaționali de-ai noștri au murit. Acum, pe partea cealaltă, dacă dumneavoastră sau domnul Mareș erați primul ministru al României și vedeați că toate țările din Uniunea Europeană, repet, toate țările din Uniunea Europeană, au luat cam aceleași măsuri pe care le-a luat și România. În Uniunea Europeană, spre deosebire de România, nu aveam celebrele conferințe de presă de la orele 20-21 în care participau domnul Vela, domnul Despescu și domnul Arafat, da, să ne anunțe care sunt ultimele hotărâri luate. Ce-au mai visat în practică, da, în ziua următoare. Repet, acum, iarăși, privind retrospectiv, Suedia a mers pe ideea imunității de turmă, să lase cetățenii fără mască, să nu închidă restaurantele, hotelurile, cafenelele, școlile. Și vedem că soluția suedeză n-a dat rezultat. În Suedia lucrurile stau, dacă ne raportăm la populație, chiar mai prost decât stau în România. Dar noi avem specialiștii noștri? Sau noi avem? În mod indiscutabil îi avem. Trebuie să ne uităm tot timpul, să tragem cu ochiul peste gard? Da, repet, specialiștii noștri au fost în fața unui virus
despre și care nimeni nu știa nimic. Au fost în fața unui virus despre care nu se știa, dar toată lumea ne dă asigurări că lucrurile sunt în regulă, că sunt într-o anumită direcție, în condițiile care nu a fost timp ca să fie făcute cercetări care să fundamenteze aceste afirmații. Am dreptate, domnule președinte? Aveți dreptate. Cred că nici nu vă imaginați câtă dreptate aveți. Cu totul întâmplător și rog dacă se poate să se focalizeze pe această pagină, cât se poate, cât este posibil, să focalizați. Această pagină demonstrează că la nivel mondial, în fiecare țară din lume, indiferent de coloratura politică și de modul de organizare al acestor activități specifice de combatere a infectării cu coronavirus, amprenta pe care o lasă coronavirusul în populația fiecărei țări este specifică și se vede din graficele de mai jos. Aici avem o serie de țări, câteva din cele peste 200 de țări ale lumii, care demonstrează că virusul se comportă atipic în fiecare țară. Deci nu există la momentul de față o soluție unanimă agreată sau majoritară acceptată care să conducă la soluționarea acestei provocări asimetrice, uriașe pentru întreaga omenire. Întorcându-ne la ce am discutat puțin mai devreme, în acest cadru care este într-adevăr complex, nu pentru conducerea României, în general pentru conducerea unui stat, pot să spun un singur lucru. Dacă în materia prevenirii unei pandemii există un act normativ neaplicat, neabrogat, care prevede participarea a numeroase structuri ale statului român, cum ar fi Direcția de Sănătate Publică, cunoscută, Direcția Generală Farmaceutică, Directorul Institutului de Virusologie, Asociația Națională a Medicilor de Familie, șefii compartimentului de virusologie, reprezentați din partea mea PNMAI, SRI, SIE, Ministerul Justiției chiar, pe componenta medicală. Sunt prevăzute și măsurile care ar trebui luate în acest act normativ. Vin în sentimentul dumneavoastră și mă întreb, de ce este lăsată doar doamna secretar de stat să țină piept tuturor acestor provocări? E o întrebare. Pentru că în România întotdeauna asumarea de către un om politic a comunicării într-o situație de criză a fost foarte, foarte elastică, foarte, foarte flexibilă și s-a aplicat principiul încearcă și povestește tu pentru că ai mai multă credibilitate. Din ce cauză? Ești și medic de boli infecțioase, ai fost și manager de spital, acum te-am investit cu autoritatea de a fi secretar de stat, du-te și comunică. Pentru că eu am spus-o mereu și o să o spun cât o să trăiesc pe lumea asta, unul dintre cei mai performanți miniștri pe care a avut guvernul trecut a fost medicul Tătaru. Și ca orice om care e performant, evident că este schimbat, că asta e tradiția multimilenară din România. Dacă ți-ai făcut treaba, trebuie să te duci să te odihnești. Acum sunt cât se poate de ironic. Pe partea cealaltă, toată lumea a venit și a spus, sunt greșeli, s-au făcut greșeli și eu sunt de acord că la un moment dat, poate în alea două luni, trebuia, nu știu, să spunem, o mai mare relaxare în ideea de a nu ne omorâ economia. Da, afirmația e dură. Și sunt de acord că în două luni, în șase luni, în 12 luni în România, mulți dintre cei care au suferit de afecțiuni cronice, unii dintre ei probabil în fază terminală, n-au mai beneficiat de tratamentele medicale în spitale, pentru că spitalele s-au transformat în spitale COVID, în spitale suport COVID, dar eu iarăși repet, pentru că sunt categoria românilor care nu pleacă pe fentă niciodată, vreau să vedem care erau soluțiile. Ce s-ar fi putut face în contextul ăsta, pentru că o televiziune întotdeauna va fi, să spunem, o tribună în România preponderent a nemulțumirilor. Românul ofițial are o mai mare înclinare către nemulțumire și către ce nu-i convine decât către lucrurile bune sau foarte bune pe care le face. Întrebați de specialiști. Specialiști în România există și asta ne putem da seama în jurnalele medicale internaționale, câte rapoarte de cercetare, câte articole de cercetare sunt publicate de medicii și cercetătorii români din România și după caz de medicii și cercetătorii români care activează vremelnic în afara statului român la diverse universități și centre de cercetare, unele dintre ele foarte prestigioase.
trebuie să mergem către soluție, pentru că, repet, specialiștii existau, însă nimeni în lume nu știa prea mult despre acest virus. Deci unde sunt acești specialiști, domnule Marcoci? În niciun caz, în actualele structuri de decizie ale Ministerului Sănătății. Așa avem și în România, la Ministerul Sănătății, un specialist, domnul ministru Voiculescu, care a fost prezentat ca fiind o persoană extrem de performantă, care știe face, a cărei pregătire este atestată fără niciun dubiu pentru unii, pentru alții fără nicio dovadă serioasă, că ar fi întâi medic, după aia că ar fi absolvent de cursuri, dar al cărui loc, în mod cert, nu este la conducerea Ministerului Sănătății. Bun. Cel puțin asta este opinia majoritară. Bun, acum revenind la mecanismul de desemnare a persoanelor ce urmează să ocupe funcții de ministru, aceste funcții sunt ocupate întotdeauna exclusiv pe criterii politice. Și știți foarte bine lucrul ăsta că, mă rog, cazul actualului ministru Voiculescu nu e nici de cum singular. Istoria post-decembristă a României a cunoscut, să spunem, cazuri de miniștri care erau catastrofă. Dar nu dăm nume pentru că suntem politicoși. Partidului România Mare spun că nu este singurul ministru cu prestația și valoare personală catastrofică. Ceea ce se întâmplă în țară este o reflectare a faptului că s-a ajuns în situația în care oameni cu o calificare și valoare incertă să conducă ministere. Așa ceva nu este pentru binele țării. Într-adevăr, cei care fac parte din actuala coaliție de guvernare, dar și opoziția, s-a văzut ce au trimis pe liste și au ajuns să dobândească onorânta calitate de parlamentar al României, în cele două camere. Bun. De unde recrutăm miniștri? Tot din partidele care sunt reprezentate în Parlament. Din păcate pentru români, din păcate pentru România, lucrurile au scăpat de sub control. Că este desemnat politic. Este desemnat politic, dar să fii și necalificat pentru domeniul respectiv este grav. Este ca și cum ai da o mașină pe mâna unuia care a făcut doar simulator. Este grav ceea ce se întâmplă. Și, practic, în momentul de față, nimeni nu își închipuie că actuala conducere guvernamentală va reuși să ducă lucrurile spre mai bine. Și asta se va reflecta în mod cert în lipsa de securitate sanitară, în lipsa de securitate fizică pentru cetățenii români, având în vedere ceea ce s-a întâmplat zilele astea, când au fost scoase efective nejustificat de mari ale forțelor de ordine împotriva unor persoane care manifestau pașnic, și de asemenea în scăderea nivelului de trai al cetățenilor. Lucrurile astea trebuie să aibă totuși o urmare legală. Ai greșit, trebuie să plătești. Nu te pot crede că ai fost de bună credință în condițiile în care ai fost prezentat ca fiind un om performant profesional, dar tu mai departe nu obții rezultate. Nu te joci cu banii țării, nu te joci cu soarta românilor. Cel puțin asta este poziția oficială a Partidului România Mare. Nu sunt performanți, să plece acasă. Dacă susțin că sunt performanți, înseamnă că sunt rău intenționați. Și vor trebui să aibă de-a face cu cei care să le evalueze gradul de vinovăție și urmările faptelor lor periculoase din punct de vedere social. Acum, dacă e să continuăm discuția pe palierul ăsta, nu vreau neapărat să iau apărarea ministrului Voiculescu, poate departe de mine gândul ăsta, însă o numire politică, indiferent cât de mult sau de puțin te califică studiile pentru ocuparea funcției de ministru, ar trebui să fie dublată de o echipă de secretari de stat
cu competențe profunde în domeniul în care urmează să Da, avem să-și exercite. Secretar de stat pe probleme teologice. Bun, și ca să mergi și mai departe, orice ministru din țara asta are un aparat de consilieri. Aparatul ăla de consilieri ar trebui să fie cel care să-i ofere, să spunem, expertiza pe care ministrul încă nu o deține. Aici apare, dacă vreți, eroarea fundamentală care în România s-a perpetuat timp de 30 de ani, îmi iau consilieri, să spunem, preponderent persoane apropiate sau prieteni, în detrimentul specialiștilor. Știți care e marea tragedie? Și vă las, domnule președinte. S-a ajuns în situația în care consilierul este mai prost decât cel consiliat. Aici apare problema celui care l-a ales. Celui care l-a ales. Și nu trebuie să uităm că lucrul ăsta, din nefericire, apare în toată clasa politică. Eu nu-l văd neapărat ca, să spunem, pe o problemă de sistem extrem de gravă acum, dar o problemă cu repercusiuni, selectarea celor care urmează să ocupe atât funcțiile parlamentare cât și funcțiile guvernamentare. Domnule Mareș, noastră, ce soluție ați vedea? Pentru că, repet, noi, oamenii care se uită la noi, ideal ar fi să vadă unde s-a greșit, să vadă ce se putea face și, în speranța că poate la noi se uită și oameni din Ministerul Sănătății, din Comitetele Tehnico-Științifice, din Parlamentul României, poate să audă idei noi. De ce nu? Pentru că, până la urmă, rolul unei televiziuni, pe lângă acela de a informa, este și termenul, să spunem, un pic pretențios și de a educa. Eu o să încerc să am o poziție obiectivă, în sensul că constatăm cu toții că prezumăm. Prezumăm că avem ministri, prezumăm că avem secretari de stat. Nu, ministri avem, fizic există, în carne și oase. Când mă refer la ministru, mă refer la persoana care poate îndeplini atribuția unui ministru. Nu, nu, o, persoană, nu o persoană care are o, are o etichetă a unui post. Sunt ministru. Adică, da. De astăzi, adică dacă astăzi au alegeri, au loc alegeri, sunt ales în funcția de ministru și de mine sunt ministru. Nu sunt ministru. Sunt ministru că știu ce trebuie să facă un ministru. La fel echipa de consilier, la fel echipa de sprijin, indiferent cum s-ar numi ea. Problema este următoarea. Acceptăm că prezumția este corectă, că avem miniștri, avem consilieri, avem oameni care știu ce au de făcut în țara asta și nu se joacă cu propunerile știind că nu răspund pentru ceea ce fac, cel puțin deocamdată. Rezultatul activităților prezentat pe site-ul Știri Oficiale, care este rezultatul unei cooperări între Guvernul României, Departamentul pentru Situații de Urgență și e realizat de o asociație Code for Romania, ne arată următoarele lucruri. Că sunt permise activitățile recreative și sportive și sunt permise cu participarea cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Îmi pun și eu o întrebare. De ce locurile de joacă pentru copii din parcuri și moduri sunt închise? Să lase măcar 10 copii la să se joace. Prezintă un risc? Dacă prezintă un risc, atunci se nu mai apară recomandarea aici, că sunt permise activitățile recreative. Mergem mai departe. Se spune despre evenimentele publice care pot fi organizate. Sunt permise cu 300 de spectatori. Nu 400, nu 200, cu 300. Și ce constatăm? Când întoarcem pagina și ne uităm pe site, vedem următorul lucru. Că activitatea cultelor religioase se poate desfășura, inclusiv a slujbelor, cu maxim 16 persoane. Păi eu acum ce să înțeleg? Că persoanele care merg să se roage sunt mai contagioase unele decât altele, transmit microbul mai repede decât celelalte care participă la alt tip de activități. Mergem mai departe. Spațiile pentru cultele religioase trebuie dezinfectate odată la 4 ore, spre deosebire de restaurante care trebuie dezinfectate pe loc. Vedeți? Aici sunt o serie de recomandări făcute pe un site oficial, un site care presupun că a costat și niște bani, care bani s-au plătit din bani publici, unde sunt recomandări care nu le înțelegem. Nu că nu avem un interes să nu le înțelegem, pur și simplu nu sunt de înțeles. De ce într-o activitate publică obișnuită 300 de persoane pot participa și la activitate religioasă numai 16? De ce restaurante trebuie imediat să sterilizăm și să curățăm obiectele care sunt folosite acolo, iar în spațiile care țin de culte religioase numai după 4 ore? Vedeți, toate aceste elemente care nu au legătură cu soluții profesionale, cum să combatem mai bine, cum să obținem rezultate mai bune, ne arată faptul că ceva acolo sus nu funcționează cum trebuie. De ce nu funcționează cum trebuie?
E răspunderea dânșilor, pentru că dânșii și-au asumat răspunderea. Să guverneze țara, să gestioneze domeniul, să facă ceea ce trebuie făcut pentru binele populației. Populația însă se pare că începe să vadă că măsurile care sunt dictate sunt măsuri dictate de dragul de a fi dictate, doar care nu produc consecința așteptată. Adică, hai să diminuăm această rata infectării și hai să vedem ce facem cu economia. Pentru că dacă ne uităm, măsurile care au fost date, au fost date cumva arbitrar, așa cum am arătat mai devreme comparația între un spațiu recreativ obișnuit și un spațiu pentru cult, sau un spațiu pentru restaurant, un spațiu pentru cult religios. În sensul că vedem că funcționează foarte bine marile magazine, în schimb, micile restaurante și cafenele trebuie închise. Păi hai să ne gândim logic. Câte persoane intră într-un restaurant mic sau într-o cafenea mică? Câteva persoane. Care este riscul de infectare acolo? Păi tot mic de transmitere. De ce? Pe unde sunt puține persoane, sunt și puțin infectați. Unde există riscul cel mai mare? Marile magazine și unde? De exemplu, la metrou. Păi în metrou, dacă avem o persoană bolnavă care nu poartă corect masca și care a strănutat, a infectat un vagon întreg. Bine, păi presupunând că ceilalți poartă masca. Presupunând că ceilalți poartă masca, totuși, dacă ne uităm la un lucru care este, zic eu, simplu, nu cred că cineva poate să prindă, de exemplu, țânțari cu plasa de la poarta de la fotbal. Nu se absolut poate. De ce? Acord, da. Pentru că țânțarul este mult mai mic decât ochiul plasei. Acest da. Lucru se întâmplă și cu aceste măști pe care le purtăm. Dacă măștile acestea ar fi suficiente pentru a ne asigura protecția noastră și a celor din jurul nostru, ar fi purtate și de medicii care acordă sprijinul medical bolnavilor. Însă ce vedem la televizor? Vedem că acești medici care acordă sprijin specializat bolnavilor sunt cu totul altfel echipați decât se poate echipa un om care se află pe stradă. Aici, dacă îmi permite să intervin, discuția inițială din cred că aprilie 2020 a pornit de la premiza pe care tot medicii au spus-o, că portul măștii te ajută pe tine să nu infectezi pe ceilalți. Nici de cum că masca ar fi, să spunem, soluția optimă pentru a te putea feri de contaminare în momentul în care ai fi într-un loc în care ar exista bolnav de COVID care nu poartă mască. Rolul măștii chirurgicale este acela de a ajuta chirurgul să nu infecteze bolnavul pe care îl operează. Și acum, să spun, în sprijinul argumentului pe care vi-l dau, pentru că la un moment dat și doamna senatoare Șoșoacă punea întrebarea asta unor medici, spun eu, reputați la un alt post de televiziune, doamna senator întreba: dragi medici, unde a dispărut gripa sezonieră? Că a dispărut gripa sezonieră. Ori, dispariția gripei sezoniere se datorează exact portului măștii. Aici opiniile sunt foarte, foarte, să spunem, divizate. Există o opinie majoritar convergentă pentru portul măștii, care se raliază întrebării: bun, nu mai purtăm mască de mâine, ce alte mijloace de protecție avem? Că și eu sunt de acord că, exact cum se spune, nu știu, poate unii se simt, ghilimele, bodnițați de faptul că trebuie să poartă măști în locurile publice. Așa cum spunea și noastră, și eu sunt absolut de acord că dacă, nu știu, merg la mine în cartier și pe rază de 200 de metri, în jurul meu nu e nimeni, la ora 19:30-20, de ce să mă oblig să port mască? Pentru că în jurul meu, 200 de metri, nu e absolut nimeni. Și de ce să mă oblig să respect ora? Bun, aici discuțiile sunt și au fost foarte mulți medici, pentru că întrebați de specialiști care au pus problema anul trecut în cele două luni în care oamenii trebuiau să stea în casă, au pus aceeași problemă: de ce Dumnezeu ați închis parcurile? Pentru că sunt foarte mulți bătrâni care au nevoie de mișcare, începând de la bolnavii de diabet, bolnavii de hipertensiune arterială și așa mai departe. Sunt multe măsuri care sunt contestabile în esența lor și, dacă vreți, în componenta operațională a lor. Da, pe partea cealaltă, guvernul României 2020, guvernul domnului Ludovic Orban, nu uitați că a creat un grup cu o denumire extrem de pretențioasă, grupul de comunicare strategică. Cream că vă referiți la grupul care consumă alcool fără respectarea
distanței fizice în biroul primului ministru. Da, dar ăla nu e loc public. Dar ăla nu e loc public. Și fumul purifica aerul. Ăla nu e loc public și acum, ca să glumim, măcar fumau trabuc. Dar, nu, e spațiu privat. Domnule, nu prea are acces oricine în biroul primului ministru. S-a văzut, erau numai fețe și fețe acolo. Bun. Pe multe dintre ele citeai o mare parte din infracțiunile contra patrimoniului din codul penal. Bun. Doamne ferește, cine a ajuns să guverneze România. Bun, acum dacă îmi permiteți ca să revin. Grupul de comunicare strategic ar fi trebuit să explice măsurile pe care dumneavoastră le-ați prezentat. Ama, noi ce am văzut grupul de comunicare strategică? Din cine este format? Nu știu. Domnul? Nu știu, pentru că n-a aflat nimeni. O fi secret de stat? Probabil. Dar grupul de comunicare strategică n-a făcut altceva decât să ne comunice numărul de infectări, numărul de decese, câți români s-au mai îmbolnăvit în diaspora și câte teste s-au făcut. În contextul în care eu spun că măsurile astea trebuiau explicate foarte, foarte bine și pe înțelesul tuturor. Că spuneați că s-au cheltuit bani pentru niște clipuri absolut idiote, o echipă pentru viață, eu am grijă de tine, tu ai grijă de mine, în condițiile în care măsurile astea nu au fost explicate. Și aici apare întrebarea de ce? Pentru că, până la urmă, în momentul în care îi restrângi unui om drepturile, și eu sunt de acord că trebuie să explici de ce. Românii, într-adevăr, au fost foarte disciplinați și nu trebuie să uităm că, teoretic, după primele 2-3 luni, de la debutul pandemiei, România stătea foarte bine din punctul de vedere al cifrelor. Ulterior, și aici iarăși trebuie și e de discutat, eu am văzut foarte puțini oameni care să nu poartă mască. Și har Domnului, mă plimb și în București, mă plimb și în țară. Inclusiv în tren, inclusiv în locuri publice, inclusiv în mijloace de transport, am văzut puține cazuri de persoane care nu poartă mască. Dar în același timp văd că după valul 2 de infectări din toamnă, acum a apărut un nou val 3. Nimeni n-a ieșit să spună de ce, în contextul în care oamenii poartă mască, cifrele cresc. Domnule Marcoci, eu revin la ceea ce v-am spus cu 2 minute în urmă. Am văzut în biroul primului ministru un număr mare de persoane constituite în grup infracțional care încălcau legislația pe care ei au promovat-o și nu dețin informații că vreunul dintre ei să se fie îmbolnăvit. De asemenea, nu dețin informații ca cineva, indiferent de la ce nivel, nici să-i fi sancționat contravențional pe fiecare dintre ei în parte, nici să fie inițiat un dosar de cercetare penală pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Nu credeți că se impunea? Doar în Constituție spune că toți suntem egali în fața legii. Ei sunt mai egali? Da, acolo nu era nicio persoană bolnavă sau potențial infectată cu COVID. După manifestările apărute în spațiul public, cel puțin domnul fost prim-ministru Orban are în anumite momente, cel puțin când mimează că ar dansa, niște mișcări necontrolate. Păi, și atunci... N-au legătură cu COVID-ul. Bineînțeles, e ceva mai grav, zic unii. Dar asta fiindcă discutăm despre opinii. Că ați spus mai înainte, într-o opinie majoritară, într-o opinie... Dar noi ne luăm după opinii? Păi, acum, după ce să ne luăm? După rezultatele unor cercetări, ale unor când studii să le faci? Științifice. Când atunci, să le faci, domnule Lucu? Nu mă interesează când să le faci. În momentul în care restricționezi exercitarea drepturilor și libertăților cetățenilor, trebuie să ai o justificare. Altfel înseamnă că ești infractor. Atât la nivelul guvernului, care au inițiat aceste măsuri, fără să aibă în spatele lor niște notere fundamentare bazate pe rezultatele unor cercetări serioase, constatăm că, așa cum am analizat în cadrul organului colectiv de conducere al Partidului România Mare, că se procedează la restricționarea nejustificată, abuzivă, a drepturilor cetățenilor români. De asemenea, așa cum a spus domnul președinte Mareș, în momentul în care introduce restricții nejustificate și mult mai severe în cazul lăcașilor de cult, constați că ne aflăm în situația șicanării practicanților religioși și a cultelor religioase.
Câți oameni s-au îmbolnăvit la biserică? Bănuiesc că există niște studii. Dacă nu există studii, atunci cum au fost luate niște măsuri? Carantina. Carantina introdusă în 16 martie. A fost introdusă după 3 săptămâni de existența virusului în România. Deci este vorba de o gestionare necorespunzătoare de către cei care guvernau România atunci. Nu, e o chestiune care a fost bazată pe frică. Și cum văd eu lucrurile? A fost bazată pe frica de a ajunge în punctul în care a idoma Italiei și Spaniei, medicii să aleagă între cine trăiește și cine moare, să avem, să spunem, anestezie și terapie intensivă și tuburile de oxigen pe holurile spitalelor, poate în curțile spitalului și așa mai departe. Acum, pacienții lipsiți de libertate, internați fără acordul lor, discutăm despre asta? Nu, iarăși e de discutat aici. Bun, mâine, poi mâine în România o să apară primul pacient bolnav de Ebola, da? Doamne, știți. Presupun, am informații de la așa cum spuneam. Nu, dumneavoastră sunteți o persoană serioasă, că dacă presupuneau guvernanții, în mod clar mă interesam de medicamentație, că înseamnă că pregătesc ceva. Presupunem că o să avem un caz de Ebola, da, o boală extrem de contagioasă și extrem de periculoasă. Foarte mulți bani de câțiva ani. Nu, întrebarea e alta. Noi în România, într-o situație de epidemie, de pandemie, mai e cazul să solicităm acordul unei persoane care, repet, aveam de-a face cu un virus primăvara trecută, despre care nu se știau multe lucruri, nu știam cât de contagios e și ajunsesem în punctul în care, repet, pacienții trebuiau transportați cu izolăta. Mai este cazul să respectăm Constituția în țara asta? Întotdeauna. Întotdeauna. Bun. Atunci trebuie să respectăm Constituția. Nu mă interesează părerea unor păreologi. Unde vedeți dumneavoastră că a fost încălcată Constituția? Cam peste tot. A fost o restrângere a unor libertăți permisă de articolul 53 din Constituție, fostul articol 49, care vorbește de restrângerea unor drepturi sau libertăți. Prin ordonanțe militare, cumva? Prin ordonanțe militare, pentru că trebuie să nu uităm, în România, legea prin care se instituia starea de urgență, starea de necesitate și starea de război, nu, de urgență și de necesitate. Nu, este o stare de război. A fost dat în mandatul primului ministru Radu Vasile, când exista pericolul ca minerii conduși la acea dată de celebrul lider sindical, domnul Cosma, să vină către București. Și atunci a trebuit dat o ordonanță de urgență, care a fost într-adevăr, la momentul ăla părea o nebunie, pentru că, mă rog, Constituția noastră spune cu subiect și predicat, că pentru asta trebuie lege organică, însă, ca urmare a circumstanțelor istorice, sociale și politice de la momentul ăla, a rămas o ordonanță de urgență. Acum, pe partea cealaltă, dacă îmi permiți... Dacă îmi permiți, Mircea, în România sunt drepturi încălcate ale unor cetățeni în procedurile judiciare și extrajudiciare infinit mai grave decât faptul că după ora 21 guvernul României ți-a spus nu mai voie să ieși afară și vis-a-vis de alea am văzut că de ani de zile nimeni nu se revoltă absolut deloc. Însă dacă s-a spus la ora 22 sau la ora 23 nu mai voie să ieși din casă, toată lumea vede chestiunea asta ca un atentat la libertate. Eu susțin opoziția a unui partid care militează pentru respectarea legii. De acord cu dumneavoastră. Este legea fundamentală. De acord, dar repet, unde a fost încălcată, pentru că oamenii trebuie să rămână după discuția de azi cu ideea, s-a greșit, uite ce trebuia să se facă. S-a abuzat. Este o infracțiune care se comite cu intenție directă. Ok, dar repet, în primele două luni, pentru că după aia restricțiile au fost ridicate. Ce spunea domnul Mareș, chestiunile economice cu care sunt absolut de acord, pentru că trebuie să spui problema de ce 100 de oameni care stau sau 1000 de oameni care intră cu mască în Kaufland sau în Carrefour ar avea o rată mai mare sau o posibilitate mai mare de a se infecta decât niște oameni care stau la un restaurant și cărora le puteai spune și lor pe perioada cât mâncați, logic mâncați fără mască, restul cât stați și vorbiți permanent cu mască. Aici sunt absolut de acord cu noastră că lucrurile astea se puteau face. Și aș vrea să mai adaug ceva. Chiar și dumneavoastră a subliniat un aspect care este cunoscut de noi toți, și anume faptul că poporul român este un popor disciplinat. Foarte disciplinat. Ei s-a spus să poartă mască, a purtat mască. Ei s-a spus să stea în casă după ora 20, a stat în casă. Așteptăm ca, dând curs
cerințelor autorităților, să obține și un rezultat. Când vede că rezultatul nu este cel așteptat, nu survine. Dar în continuare avem restricții, restricții peste restricții, restricții care nu sunt justificate, nu se găsesc soluții de către cei care și-au asumat conducerea țării. Da? Ne punem întrebarea, ce este de făcut? Până și termenul de situație de urgență. Păi este cunoscut că situația de urgență e situație temporară. Deja când discutăm de un an de zile, nu mai e vorba de o situație de urgență. E vorba de o situație cam permanentă. Ori în acest interval de timp, dacă nu la nivel local al României, la nivel mondial alte țări, au făcut niște lucruri. S-a făcut cumva vreun demers, vreo analiză pertinentă, științifică, fundamentată. Oamenii care cunosc ce înseamnă virusologie în România și care cunosc ce înseamnă tratament medical pentru a stăvili această epidemie, au fost întrebați și au un cuvânt de spus. Pentru că eu vă spun sincer ce am văzut încă de la începutul pandemiei, lucru care l-am văzut cu toții de altfel. În etapa 1, domnul ministru Vela, însoțit de domnul Raed Arafat și de domnul secretar de stat Despescu, erau împreună la microfon. Toți trei, grupați. Și nouă ne recomandau, respectați distanțarea socială. În etapa 2 am văzut un singur pupitru și cele trei persoane depărtate, respectau distanța socială, numai că trebuiau să se ducă pe rând la microfon. În etapa 3 am observat cum acești trei domni, da, aveau fiecare pupitru lor, așezat la distanțare socială și comunicau mesaje către țară. Eu acum vin și pun o întrebare. Având în vedere recomandarea făcută și având în vedere modul în care mă prezint în fața opiniei publice, că nu se potrivește ce recomand cu ceea ce fac, pot avea încredere în măsurile pe care acești oameni le promovează. Acum, după ce a trecut un an de zile și văd că pandemia nu se fie stăvilită, necesită noi restricții. Iar acum, în ceea ce privește joaca cu orele, am înțeles că de la ora 18, la ora 8, e o propunere. Da. E o propunere. O să revenim după ce vom lua un scurt calup publicitar, vom continua să dezbatem pe aceste teme interesante din punctul meu de vedere. Da, cred că explicația a fost că la Ministerul de Interne celebra doamnă Dașbog, purtătoarea de vorbe, nu s-a ocupat de capitolul pupitre la momentul la care a început epidemia și probabil că s-au achiziționat ulterior. Asta ca să și glumim. Deci înțeleg că o doamnă e responsabilă de ce s-a întâmplat. Și ce grad are doamna respectivă? Sau... Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin organismul de evaluare a conformității produselor notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice
Casa Speranței. Trăiește curat, colectează separat. Ne dorim localități care strălucesc de curățenie, dar pentru asta trebuie să învățăm să colectăm separat. Este foarte simplu, dacă vrem. Sunt trei tipuri de recipiente. Pupela galbenă, sacul galben, pentru deșeurile reciclabile de tip hârtie și carton, curate și mărunțite, deșeuri reciclabile din material de tip plastic, metal și lemn. Clopot verde, pentru deșeurile reciclabile din material de sticlă albă sau colorată, pupela neagră pentru deșeuri reziduale. Biodeșeurile produse în gospodării vor fi tratate prin compostare la locul de producere, în gospodăriile dotate cu unități de compostare individuale. Deșeurile colectate de Braicata sunt transportate la centrul de colectare deșeuri din Deta. Asocierea SC Braicata SRL, Libro Event SRL, prin operatorul Braicata SRL, cu experiență de 20 de ani în domeniul colectării separate a deșeurilor, operează în județul Timiș, în zona 3 Deta. Braicata, din respect pentru resurse. Campanie de informare și conștientizare derulată de Asocierea SC Braicata SRL, Libro Event SRL, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri. Ne dorim să-ți fim aproape la nevoie, așa că ne-am extins pentru a-ți putea veni în ajutor. Ce are Parângul Petroșani prin nou deschisă agenție din Arad, vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare, o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive și în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. Vă așteptăm la noua noastră agenție deschisă în Arad, pe strada Aurel Vlai cu numărul 6076, blocul 6, scara B, apartament 10A, parter. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0357100116 sau 0723354345. Ce are Parângul? Soluția eficientă pentru fiecare! Ia uite-o, uite la ea, Grația o are de la tata. Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici. Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României.
Dragi iubitori ai folclorului, studioul Capital TV Deva vă oferă în fiecare duminică de la ora 10 o emisiune de folclor. Sunt Elis Ursu și aștept telefoanele dumneavoastră la numărul 0254111940 pentru a oferi dedicații pentru cei dragi. Un cadou muzical este un cadou din suflet pentru suflet, doar la Capital TV. Vă așteptăm cu drag! Fotoliul cu ghimbi, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.
Revenim la dezbaterea pe care am întrerupt-o pentru generoasa publicitate și aș întreba pe cei doi invitați din această seară ce alte probleme au identificat în gestionarea pandemiei, dincolo de ceea ce au însemnat, a spune eu, erorile de sistem în materia comunicării, în special la nivelul Guvernului României și în particular la nivelul autorităților care ar fi trebuit să explice pe larg măsurile în special restrictive care au fost luate. Domnule Lupu? Domnule Marcuci, cu ocazia analizei făcute în cadrul conducerii Partidului România Mare, am constatat faptul că în mod absolut nejustificat, nedeclarat și fără susținere legală, categorii de angajați au fost discriminate în raport cu altele. Nu putem fi siguri dacă se urmărește crearea unor stări conflictuale între categorii, dar între categoriile sociale, dar în mod cert, să spunem clar, angajații Ministerului Afacerilor Interne, angajații Ministerului Apărării Naționale, probabil și în structurile informative, nu au beneficiat de un spor specific acestei perioade, deși sunt și ei în prima linie în contact cu persoane despre care se consideră că sunt potențial purtătoare ai virusului COVID-19. Nu se știe dacă este vorba de o pedepsire a sistemului, a angajaților din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, de o încercare de dresare a acestora, sau dacă este vorba de direcționarea sumelor de bani spre alte zone unde pot fi folosite în mod mai eficient pentru unii decât acordând drepturile celor care le merită. Sunt de acord să se plătească aceste sporuri personalului din Ministerul Sănătății, dar să nu uităm că în această perioadă nu doar angajații din Ministerul Sănătății sunt expuși la îmbolnăvire. Într-o grămadă de situații, atât polițiștii de frontieră, cât și angajații din Inspectoratul General al Poliției Române și structurile teritoriale, jandarmi, ale căror acțiuni sunt susceptibile de multiple interpretări în ceea ce privește aplicarea prevederilor legale specifice și care au făcut obiectul unor analize critice din partea opiniei publice, dar totuși să nu uităm că drepturile lor sunt încălcate, la fel ca și altor cetățeni. În concret, la ce vă referiți? Faptul că nu există un spor, să spunem, de activitate în locuri cu grad înalt de contagiozitate sau că sporul există, dar n-a fost plătit? Nu s-a plătit niciun spor. Da, el dacă există nu sau nu? Dacă nu s-a prevăzut... A, deci nu e prevăzut, nu există. Okay, okay. Asta arată că există o grijă deficitară în ceea ce privește acordarea drepturilor cuvenite persoanelor acestui minister. Și aș mai spune ceva. Această situație există și la nivelul poliției locale. Într-adevăr, unii contestă utilitatea sau necesitatea acestei categorii profesionale, dar în mod cert aceștia se află și ei în contact direct, în prima linie, cum le place unora să spună, cu cei care pot transmite boli. Este păcat că nu există pic de grijă la nivelul conducerii ministerilor de forță pentru aceste persoane. Da, acum dacă îmi permiți, Mircean, pentru că toți sunt îmbrăcat în cămașe roșie și pot să fiu avocatul fostului guvern și al actualului guvern, cred că toate televiziunile de pe mari operatori de cablu
la orice oră din zi și din noapte, cred că mai puțin pe TV Sang, pe CNN, pe Duno TV și pe Magyar Schlager TV, e plină de lideri sindicali, cum îi se spune în popor, de georgici. Plină. Deci îl vezi pe Surugiu, îl vezi pe Coarnă, îl vezi pe copilul ăla nereușit, Andrei, ca de la Europol. Eu n-am auzit nicio inițiativă de-a lor ca să fie prevăzută în salarizarea polițiștilor sau după caza polițiștilor de frontieră, sporul ăsta pentru activitățile în zone și în locuri în care există riscul de a te îmbolnăvi. Eu mi-aș spune... Iartă-mă că spun lucrul ăsta, dar își dădeau cu părerea de la dimensiunile coronavirusului până la dimensiunile altor bacterii și ce e de făcut, pentru că pe Andrei, ca pe Coarnă și pe Surugiu și pe Vâlnei, dacă îi trebuie, au soluții pentru toți, sunt ultrafuncționali. Dar în zona asta văd că n-au făcut nimic din ceea ce ne spui că deci, s-a analizat la nivelul PRM-ului. Și apare întrebarea, ei ca lideri sindicali, ce Dumnezeu au făcut? Că până la urmă, în afară de niște discuții sterile și faptul că sunt toată ziua la televiziune, în rest, niciun rezultat concret. Domnule Marcoci, aceste persoane la care ați făcut referire au doar certitudini. Se pricep la orice și au soluții pentru toate problemele, inclusiv pentru cele care nu au apărut. Dar îmi pun problema dacă polițiștii cu adevărat se simt reprezentați de către persoane din categoria celor menționate. Fiindcă impresia mea personală este că în momentul de față, în cadrul sindicatelor, se face mai multă politică decât în Parlamentul României, ceea ce este absolut de neacceptat. Sindicatele au rolul lor bine determinat în societatea românească. Sunt necesare, trebuie să existe, dar în același timp scopul lor este acela de a apăra drepturile și interesele legitime ale celor pe care îi reprezintă. Cum se face că abia în această emisiune am ajuns să punem pe tapet situația încălcării drepturilor acestor categorii de personal? Mai ales că trebuie să spunem că mulți dintre polițiști au trebuit să meargă să-i verifice acasă pe cei care erau în carantină, pe cei care erau în izolare, au intrat în contact, exact cum spuneai tu, de colegii de la Poliția de Frontieră, cu persoane care erau infectate și au venit în România. Mie mi se pare absolut normal ca cel puțin în zona unde există sindicate, cum e cazul Poliției de Frontieră și penitenciarelor, sindicatele să fie extrem de active, mai ales în ceea ce înseamnă apărarea intereselor, plecând de la dreptul la sănătate până la o remunerare corectă a muncii. Situația, într-adevăr, e altfel în cazul colegilor de la Ministerul Apărării Naționale și a celor din jandarmerie, pentru că ei, fiind militari, nu au dreptul la organizare sindicală, și nu prea au dreptul la petiție. Drepturile... Nu, nici de cum, dar eu mă gândesc că o măsură pe care sindicatele ar fi propus-o guvernului legată de acordarea unui spor, să spunem, anticovid pentru toți cei care acționau, dar era vorba aici aproape toată poliția română, la fel cum ai pus problema și de poliția locală, pentru că și acolo, ca să fac o paranteză, acțiunile împotriva poliției locale sunt cu atât mai virulente cu cât cei care duc aceste acțiuni împotriva poliției locale au idee din ce în ce mai puțin cu ce se ocupă poliția locală. Da, repet, la un moment dat în Parlamentul României, în vis-a-vis de salarizare, aspectul ăsta ar fi trebuit ridicat și în fostul Parlament și în actualul Parlament. Poziția Partidului România Mare este că drepturile tuturor angajaților și ale pensionarilor trebuie respectate. În același timp însă susținem cu fermitate faptul că pentru orice încălcare a dispozițiilor legale comise de către acești angajați, ei trebuie să fie analizați și sancționați în raport de gravitatea încălcărilor dispozițiilor legale pe care le comit. Așa cum susținem că trebuie să se plătească în mod corect munca pe care o prestează acești oameni, la fel de adevărat este că ne dorim să fie responsabilizați. Faptul că în momentul de față în societatea românească se propagă ideea că bugetarii câștigă mai mult decât în mediul privat este lansată în scop de dezinformare și creare de conflicte în cadrul societății. Nimeni nu s-a gândit până acum
sau cel puțin nu am auzit să fie expus faptul că munca în mediul privat nu este plătită corespunzător. Nu că în mediul bugetar se plătește mult. În realitate, unii spun, și sunt de aceeași părere cu ei, că în realitate se dorește și se practică jefuirea angajaților din mediul privat, de către angajatori, care au o rată a profitului mult mai mare decât în alte părți. Nimeni nu susține această teză. Acum, pentru că nu pot să mă dezbrac de roba asta de avocat al Guvernului României, asta o să o lăsăm pentru alte emisiune. Într-adevăr, e o analiză pe care noi am vrut să o facem și e foarte corectă, dar va face obiectul unei alte emisiuni, pentru că lucrurile stau dezastros în zona asta și aici este vina tuturor guvernărilor care au acționat în România, începând cu guvernarea instaurată în minunata noapte de 22 decembrie 1989. Dar, repet, asta este obiectul altei emisiuni, pentru că nu poți să ai salarii mari într-o economie care e bazată, să spunem, pe o industrie care produce, așa cum vorbeam, huse pentru volan, huse pentru scaune, public și după aia cherestea și altceva. Am rugămintea să îi dați cuvântul domnului președinte Mareș să prezinte un punct de vedere, zic eu, avizat din partea organizației pe care o conduce șamedului sindical. În momentul de față se observă că se dorește demonizarea angajatului bugetar. Da, și în special demonizarea poliției, magistraților și militarilor. Circulă niște informații. Nu le-am verificat, dar sunt credibile. Respectiv că economia românească mai este deținută în proporție de 20% de către întreprinzători români, care plătesc contribuții la bugetul de stat de aproximativ 56 de miliarde de euro. În timp ce pentru restul de 80% deținut de către întreprinzători care nu sunt români, se plătesc în jur de 20 de miliarde. Ceea ce conduce la concluzia că undeva există o problemă. Ce puteți să spuneți? Într-adevăr, este o problemă care ar trebui cel puțin analizată la nivel de principiu, dacă nu și altfel, pentru că este inadmisibil, chiar dacă nu suntem specialiști în finanțe, să agreem faptul că cine contribuie cu 30% aproape la PIB-ul României, ca și cifră, ca și pondere, plătește 70% din taxele care se plătesc către acest stat, iar cei care au aproape 70% din PIB-ul României, ca și pondere, ca cifră de afacere, contribuie doar cu 30%, legea fiind aceeași, una unică, discutăm de codul fiscal. În ceea ce privește colegii de la celelalte sindicate, într-adevăr, se poate pune problema unui spor pentru activitatea specifică desfășurată în această perioadă de pandemie. Dar să nu uităm că acești colegi au organizat numeroase meeting-uri de protest și este inadmisibil ca însă și reprezentanți al unei instituții de forță din România să organizeze meeting-uri pentru că nu i s-au plătit drepturile salariale și drepturi cuvenite și au făcut lucrul acesta în repetate rânduri și nu s-a găsit nicio măsură pentru a le fi satisfăcute cererile justificate. De fapt, ce constatăm? Că suntem în situația unui guvern, și nu discut neapărat de guvernul actual, de guverne succesive care s-au blindat la conducerea României, care nu au reușit să îmbunătățească viața oamenilor. În schimb, au reușit să facă altceva. A reușit să genereze un șir nesfârșit de crize. Hai să vedem ce face cu legea salarizării. Hai că o modificăm. Dar cum o să fie? Păi nu știu, o să vedem ce face cu punctul de pensie. Dar ce face cu pensia pensionarului? Dar care va fi formula de calcul? De aia să recalculăm 4 milioane de dosare. Ca să creăm o preocupare publică
și să mimăm, așa cum s-a mimat în 90, hai să ne facem că lucrăm, să ne facem că facem ceva. De ce spun lucrul acesta? Pentru că iată că rezultatele economice și numărul mare de firme mici care intră în faliment demonstrează faptul că ceva nu funcționează cum trebuie. Ce nu funcționează cum trebuie, trebuie să explice cei care răspund această activitate. Cei care împrumută România la, cu sume importante de bani pentru a face ce? Pentru a plăti salarii, pentru a plăti sporuri, pentru a plăti diverse cheltuieli, dar investiții? Ce investiții se fac în România? Ori vedeți, în momentul în care din banii împrumutați nu se fac investiții, se cheltuie numai pentru consum, avem o problemă. Iar problema aceasta nu poate să genereze un trai bun, un salariu decent, o pensie decentă pentru cei care au contribuit de-a lungul vieții la bugetul asigurării sociale de stat. De fapt, aici este problema, principala problemă. Se pare că avem instituții, se pare că avem reprezentanți, se pare că avem legi, prezumăm că le avem, dar ele nu produc efectele scontate. Adică nu vedem bunăstarea cetățeanului, nu vedem siguranța zilei de mâine asigurată pensionarului. Și aici o să aduc în discuție, numai cu titlul informativ, o inițiativă a primarului Nicușor Dan, care dorește niște taxe pe parcare. Trebuie să plătim taxe pe parcare. Ori dacă ne uităm la cuantumul acestor taxe, indiferent de 9.000 de lei pentru un loc de parcare, 6.000 de lei, nu știu, 2.000 de lei pe locul de parcare, dacă raportăm la salariul minim pe economie, constatăm că 70% din salariul minim pe economie trebuie să-l plătim pe locul de parcare al domnului Nicușor Dan, pentru că el la conducere este primar și poate să stabilească o astfel de taxă. Ori cred că este destul de greu să putem să trăim într-un stat care stabilește numai obligații fiscale pentru cetățeni, care nu le recompensează munca făcută în folosul societății și al instituțiilor sau al companiilor unde lucrează, și acest lucru face ca viitorul post-pandemic să nu fie un viitor previzibil roz, pentru că nu are cum. Sunt prea multe probleme care se acumulează de la guvernare, de la guvernare la guvernare, de la etapă la etapă, în sensul în care iată, sindicate ale unor autorități de stat ies în stradă și nu sunt luate practic în considerare, la ce ne putem aștepta mâine? Probabil că și acești reprezentanți, persoane cu funcție de execuție, polițiști locali, jandari și așa mai departe, să spună că de mâine nu mai venim la serviciu, nu? La ce ne putem aștepta? Doamne ferește să ajungă într-o situație de genul ăsta. Până nu se va întâmpla, nu se va conștientiza la nivelul societății că așa ceva este posibil. Din momentul în care vor realiza că este posibil, probabil se va ajunge la o reevaluare a atitudinii întregii societăți, dar și a guvernanților, față de aceste categorii profesionale. Dacă este să analizăm luările de poziție, declarațiile deșanțate ale foștilor miniștri ai muncii la adresa bugetarilor, în mod clar vom constata că faptele lor cu caracter repetitiv întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la ură. Indiferent de expresia facială care o aveau miniștrii, era absolut clar că mustesc de ură la adresa bugetarilor. Într-adevăr, polițiștii nu sunt simpatici. Nu iubesc nici vecinii. Dar asta nu înseamnă să instige întreaga societate la ură împotriva lor. Sunt cei care aplică legea, sunt cei care lasă de multe ori o proastă impresie aplicând-o, dar totuși nu poți, fiind pe o poziție ministerială, toată ziua să lansezi acuzații împotriva lor. Fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut. Și probabil în perioada următoare se va ajunge să dea ochi cu organele de anchetă pentru a răspunde, să dea explicații pertinente
referitoare la motivele pentru care au procedat cum au procedat. Nici o faptă nu trebuie să rămână nepedepsită. Mai ales cele bune. Și de asemenea, nici unul dintre cei care au administrat vremelnic și în mod defectuos această problematică nu trebuie să nu dea ochi cu judecătorii pentru a răspunde potrivit gravității faptelor pe care le-au comis. Cel puțin asta este poziția Partidului România Mare. Fiecare cetățean este egal în fața legii și automat trebuie să și răspundă pentru ceea ce a făcut rău. Lucrurile bune se contabilizează separat și pentru asta ești retribuit. Dacă nu te simți în stare, trebuie să pleci de pe poziția respectivă. Este extrem de onorant să fii ministru, secretar de stat. Rămâi în istorie, nu că e onorant, rămâi în istorie. Dar trebuie să meriți. Nu ești acolo numai ca să ai cine să-ți aducă cafeaua, în condițiile în care mulți până la un anume moment nu le valorea pe ele o cafea dintre cele pe care le beau. Da, e trist. Bine, acum, vis-a-vis de ce spunea domnul Mareș, construcția bugetară în România s-a bazat în perioadele de criză pe reducerea cheltuielilor aparatului de stat, niciodată pe îmbunătățirea colectării. Repet, niciodată nu s-a bazat pe îmbunătățirea colectării. Și, în general, miniștrii de finanțe care au încercat să optimizeze colectarea taxelor, n-au avut, să spunem, cel mai strălucit viitor politic. Dar asta e o discuție pe care n-ai rost să o ducem mai departe acum, pentru că, repet, mi-am asumat poziția de avocat pro bono al guvernului. Discuția vis-a-vis de bugetari și de salariile lor este, la fel cum spuneam, o discuție a neputinței. Și este o discuție a neputinței pentru că, pe de o parte, în timpul tuturor guvernărilor, aparatul bugetar s-a mărit cât s-a putut de mult. Și acum, în plină pandemie, fostul ministru de interne a găsit de cuvință să creeze poliția animalelor. Și, repet, a creat poliția animalelor pentru, nu știu, câteva sute de cazuri la nivel național în care avem de-a face cu căței abuzați, cai bătuți, mâțe aruncate prin pomi. Dar pentru aceste câteva sute de cazuri la nivel național, s-au luat 200 de posturi din Poliția Națională, s-au transformat în Poliția Animalelor. După care a venit cu altă idee, care mie mi s-a părut genială și pentru care trebuia aplaudat, eu acum sunt maxim de ironic, a creat Poliția Școlară. Poliția Școlară însemnând 250 de posturi la nivel național, în care după ce scazi cele 47, 48, 50 de funcții de șefi, ajungi la concluzia că patru polițiști pot să stăpânească situația violenței în școli într-un județ care se presupune că are minim 100-150 de școli generale, undeva la vreo 20 de licee și mai știu ce alte unități de învățământ. Dar atunci nimeni nu i-a spus domnului ministru Vela, domnule, stai un pic că dumneata în zona asta deja depășești o limită a oportunității. Păi tu în pandemie te gândești să rup locuri din Poliția Națională ca să le dai la un moment dat ca să creezi posturi pentru o situație operativă care nu există. Dar acum, revenind la ce a spus... Ceea ce a făcut domnul ministru Vela cu Poliția Animalelor poate a fost singurul lucru bun din întregului mandat. În rest... Dar de ce vă gândiți la chestia asta? Repet, sunt niște oameni care se duc la muncă, acum ca să citesc din prietenii noștri Digi24, statul a stat. Eu s-ar putea să lucrez, nu știu, la Poliția Animalelor în București, să n-am timp de 6 luni niciun caz de cățel abuzat de stăpân, eu știu, înfometat, lăsat singur în frig și niciun caz de mâță aruncată de la etaj. Eu îmi iau salariul ăla luni de zile mergând la muncă și așteptând un eveniment care poate nu se va întâmpla niciodată. Cine oprește să facă, având în vedere că au toți aceeași calificare, să facă activități specifice profesiei de polițist. În loc să ne gândim așa, am putea să analizăm ce anume face fiecare, dacă la nivelul unei luni, unui an, fiecare dintre cei care își desfășoară activitatea în acest frumos minister justifică drepturile care îi le asigură instituția. Uitați
au fost câte? Aproximativ 40 de avansări la gradul de chestor. Oameni care justifică această încredere, această onoare să fie trecuți în corpul chestorilor și generalilor. Respectiv, cum pot? Ce-ar fi făcut? S-a făcut vreo analiză? În mod cert, da. Care să vadă dacă oamenii respectivi constituie un exemplu, mai ales că majoritatea sunt din structuri neoperative unde ne gândim și nu reușim să identificăm răspunsuri pertinente cu privire la actele de vitejie care ar fi putut să le comită în considerarea calității de polițist. Domnul Lupu, știți foarte bine că la momentul la care ești propus, în mod evident, s-a analizat toată activitatea și mai ales s-a analizat oportunitatea avansării la acest grad, pentru că suferi, tot dar ce ești înseamnă... obligat să suporți, fiindcă ești în serviciu public. Tot ce înseamnă competențele lor profesionale și manageriale, certifică. Chiar dacă unii, așa cum spuneți dumneavoastră, buni, poate majoritatea lor n-au văzut hoțul nici în poze. Dar, repet, aici este o viziune strategică. Eu am înțeles demersul fostului ministru de interne, care n-a avansat la gradul de chestor niciun șef din structurile operative ale poliției române. Mă gândesc că poate să dea explicații de ce n-a fost avansat niciunul dintre cei care, așa cum se spune în folclor, chiar prind hoți. Dar chiar probabil că cei din structurile neoperative, pentru că într-adevăr acolo au o viață extrem de grea și știi foarte bine că în Ministerul de Interne există structurile neoperative din aparatul central care, unde acum ca să fiu... Ca să fiu ironic, e mai rău decât, sau situația e mai rea decât a militarilor care pleacă la culegere de informații și operațiuni speciale în teatrele de război. Da. Asta e o situație care a fost dusă, care a fost perpetuată, la fel n-am auzit niciodată niciun Andreica, niciun Vâlnei, niciun Surugiu, niciun Mandache, niciun să pună problema de ce ăia care chiar prin hoț ies cu pensie de 4.000-5.000 de lei, și aia care cară niște dosare pe treptele de marmură ale Ministerului de Interne ies la pensie cu 13.000-14.000 de lei. Dar, repet, eu mă așteptam să aud lucrul ăsta din perspectiva sindicatelor. Ori nu l-am auzit niciodată. Și atunci, dacă nu l-am auzit niciodată din perspectiva sindicatelor, pot să trag o concluzie dură că la nivelul de jos, la nivelul membrului de sindicat, această problemă nu există. Cu riscul de a plictisi telespectatorii și pe dumneavoastră. Nu e vorba de plictis. Repet, care este concluzia existentă la nivelul structurii de conducere a Partidului România Mare. În momentul de față, în Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv în sindicate, și rezultatele s-au văzut, se face mai multă politică decât în cadrul Parlamentului României. De acord, dar repet. Când se facă și... Problemele polițiștilor, problemele reale ale polițiștilor, poate că n-au ajuns niciodată în profunzimea a ceea ce am discutat azi legat de sporul COVID la urechile unui ministru de interne care să prezinte necesitatea acestui spor în fața Guvernului României. Dar cu ce ar fi ocupate urechile de miniștri? Nu, acum... Aș avea eu o sugestie cu ce cred. Rog. Cred că cu toții sunt interesați să vadă ce dă bine pe sticlă și în sondaj. Și dacă sondajele indică că este bine, de exemplu, să se creeze o poliție animalelor, o creează. Dacă sondajele indică că este bine să facă altceva, vor face ceea ce le indică sondajele că este bine. Am ajuns în situația în care am constatat cu puțin timp în urmă un lucru care mi s-a părut nepermis într-o societate democratică, care într-un cadru legal oferă drepturi magistraților, și mă refer aici la așa zisele pensii speciale sau pensii nejustificate mari, de migrare. După ce sunt acordate într-un cadru legal, într-un context care are o anumită coloratură politică, se propune impozitarea lor. Pentru că dreptul nu mai poate fi luat odată ce a fost câștigat. Da. Știți? Vedeți? De fapt, ne facem că conducem. Ne facem că luăm măsuri, ne facem că luptăm pentru oameni, ne facem că dorim să le asigurăm condiții respectarea decente, independenței justiției. Respectarea independenței justiției. Eu mă întreb, cum poate fi o justiție independentă atât timp cât drepturile îi sunt stabilite de către o altă putere a statului, iar în concret ceea ce se numesc acte normative sunt elaborate de cealaltă putere a statului. Poate fi independentă?
puțin probabil. Bine, acum noi discutăm în planul filozofic, în planul funcționalității statului. În principiu, e de bun simț ca salarizarea magistraților să poată fi făcută prin lege pentru ceea ce își permite bugetul de stat. Pentru că, repet, salariile nete ale magistraților din România sunt poate normalitatea. M-ați înțeles? Poate în cazul magistraților și în cazul medicilor avem de-a face cu o situație normală. Anormalitatea e la restul populației. Da. Acolo e problema. Că în România, și discuția asta e veche, dar iarăși nu o să-mi permit să o fac acum pentru că am calitatea asta ușor ingrată de moderator, Institutul Național de Statistică ne spune că o familie compusă din doi adulți și doi copii are nevoie de 7600 de lei pe lună pentru a supraviețui. Repet, suma 7600 de lei pe lună. Pentru supraviețuire. Asta înseamnă ca ambii părinți să aibă un venit de 3800 de lei și ca să nu plictisim telespectatorii, pentru că problema e groaznică și nu mai sunt avocatul Guvernului României, trebuie să spunem că salariul mediu net în această țară minunată este de 3100 de lei. Deci doi bugetari sau doi privați care lucrează pe salariu mediu net câștigă 6200 de lei, mai au nevoie de încă 1400 de lei în situația în care au o familie compusă din ei și încă doi copii. Și nu mai ducem analizele mai departe, pentru că dacă facem socoteala ce se întâmplă cu pensia medie în România și care este nivelul minim, să spunem, al venitului pe care ar trebui să-l aibă un pensionar, ne aruncăm singuri în aer. Și n-ar vrea să discutăm asta acum. Pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, România n-a reușit să atragă investiții. Eu acum nu vreau să iau apărarea lui Florin Câțu, dar trebuie să recunosc faptul că să te duci într-o pandemie și să reușești să te împrumuți, în condițiile în care în același timp cu tine se împrumută state cu economii infinit mai performante, cum e cazul Germaniei, cum e cazul Marii Britanii, cum e cazul Olandei, cum e cazul statelor, cum avem cazul Statelor Unite ale Americii, tu vii în calitate de ministru de finanțe al unei țări care, iarăși, nu vreau să folosesc un termen dur, dar aproape s-a dezindustrializat și, într-adevăr, trebuie să obții bani, pentru că ai luat măsura să ții oamenii acasă, pe cale de consecințe nu ți-au mai intrat impozitele pe salariu, contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile la sănătate și așa mai departe. Ai o presiune foarte mare pe cheltuielile cu sistemul de sănătate, ai o presiune foarte mare pe sistemul de ordine publică și trebuie să aduci bani. În situația asta, dacă vrei să fii rațional, nu poți să-i spui lui Câțu de ce te-ai împrumutat. Repet, dacă vrei să fii rațional, dacă vrei să duci dezbaterea... Nu, dar poți să-mi întrebi ce cauți în postul de prim-ministru. De ce? A fost o decizie luată de... la nivelul unui partid care a spus deci domnul nu, decizie X, bună. Pe asta o să arate istoria. În ceea ce privește sechestrarea în locuințe a angajaților, a fost decizia lor. Trebuie să de o acord, dar repet, nu să ne plângem de mine, repet, pentru faptul că au luat decizii nepotrivite. Deci la momentul ăla nimeni nu știa ce înseamnă virusul ăsta. Și mânați de sindromul ăsta al fricii, au luat, să spunem, o măsură care acum, după un an de zile, și subliniez după un an de zile, pare, dacă vrei, supraevaluat. Bun. Eu, dacă eram prim-ministru, nu îmi plângea nimeni de milă pentru faptul că aș fi făcut vreo greșeală. Dar garantat, dacă nu ar vorba fi de fost să greșesc, nu greșeam la modul ăsta. Deocamdată ei au greșit, în timp ce noi suntem cei care le analizăm greșelile. Cel puțin în Partidul România Mare. Bun. Fiindcă altă voce critică în momentul de față în spațiul politic nu există. Dacă ați avut curiozitate, ați văzut că singurii care au condamnat ceea ce s-a întâmplat pe 20 martie a fost Partidul România Mare. Pe 20 martie acum? Da. Pentru ce au fost scoase efectivele de jandarmi împotriva populației pașnice, care își exercitau un drept constituțional? Jandarmeria trebuie să meargă întotdeauna la mitinguri, și la cele autorizate și la cele neautorizate. Activitatea și exercita atribuțiile în limitele prevăzute de lege. Dar de asta acord. Va fi o altă discuție. De acord, dar face parte din jocul democratic. Să trimiți jandarmii peste populație? Păi, trebuie să fie în locul în care are loc o manifestație care poate degenera oricând în niște tulburări aici, care să afecteze aici, ordinea socială. Va fi pe nuanțe, dar în orice caz constatăm că există o pornire
neconstituțională a actualului guvern de a folosi forța publică împotriva cetățenilor care protestează împotriva măsurilor nepopulare și incorrecte luate împotriva lor. Sunteți de acord cu mine? Sunt de acord. Au posibilitatea de a face plângeri penale, dacă vrei, exact cum s-a făcut și în situația 10 august și în situația 20 martie la Timișoara, unde s-a greșit, se pot face plângeri penale? Cine a greșit trebuie să răspundă, da. Acum, vorbim de principiu. E o instituție a statului, jandarmeria, și nu vreau să iau apărare acum, dar vreau să rămânem în limitele exercițiului democratic, în care, în contextul în care am de-a face cu o manifestație, indiferent dacă e autorizată sau nu, trebuie să fie prezenți acolo pentru a evita provocări, pentru a evita degenerarea conflicte. Jandarmeria este o forță de ordine sănătoasă care nu trebuie compromisă. Dar nu compromite nimeni. Actualii guvernanți o compromit întorcându-o împotriva poporului. Opinia mea este că nu trebuiau scoase efectivele de jandarmi în ținută de intervenție împotriva populației. Nu este prima dată, iar ceea ce s-a întâmplat pe 10 august și s-a generat un dosar penal nu poate să constituie un element de comparație, având în vedere că cei care au acționat atunci au avut o atitudine agresivă, în timp ce cetățenii... Oamenii de acum au fost pașnici. Au fost extrem de pașnici și reținuți. Nu făceam comparații între 10 august și 20 martie. Eu spun că așa cum la momentul 10 august s-au făcut plângeri penale, așa și acum cei care se simt, să spunem, lezați în drepturile proprii, pot face plângeri penale. Nu-i oprește nimeni. Jandarmeria mai avem... și, în general, tot sistemul acesta de ordine publică nu trebuie să compromise. Nu, nici nu e vorba de compromite, dar unde se greșește punctual, există această posibilitate pe care ți-o oferă statul de drept, te-ați... Noi, de exemplu, deși am apreciat că anumite lucruri nu sunt cum trebuie, am cerut demiterea ministrului de interne în comunicatul care l-am dat. Dar noi am îndreptat spre conducerea Jandarmeriei Naționale. Apreciem că lucrurile trebuie să evolueze într-o notă democratică. Pentru că mai avem 3 minute jumătate. Domnule Mareș, ce ne preconizați pentru viitor? Din nefericire, viitorul, în condițiile în care se va acționa așa cum s-a acționat și până acum, adică sub prezumția că avem oameni în posturi, că oamenii lucrează, că oamenii fac ceea ce trebuie, chiar dacă nu obțin rezultatele care trebuie, care generează un șir nesfârșit de crize, din care criza coronavirusului de departe a fost cea mai mediatizată și a dus în derizoriu toate discuțiile despre drepturi salariare, pensii și așa mai departe, a trebuit să ne pună pe gânduri în sensul de a ne gândi foarte serios ca națiune ce vrem să facem cu noi de aici înainte. Adică ne vom implica și vom participa la procesul democratic prin participare la vot sau vom proceda ca până acum printr-o slabă implicare în procesul de vot, lăsându-i pe cei care până acum, timp de 30 de ani, au demonstrat că nu au condus cum trebuie România. Prin rezultate, nu prin aprecieri subiective. Și pot aici să spun un singur lucru. Cum este admisibil ca legea sănătății să fie schimbată de 1200 de ori în 30 de ani? Noi mai putem discuta despre o lege? Da. Cum este admisibil ca codul fiscal să fie schimbat, ca și legea salarizării, ca și legea pensionării, de sute de ori? Înseamnă că nu avem lege. Păi dacă nu avem lege, Parlamentul la ce folosește? În actuala formulă parlamentară. Deci avem o mare problemă. Iar peste aceste probleme funcționale, care cumva nu au produs niște efecte foarte vizibile de-a lungul timpului, iată acum a venit coronavirusul și a arătat slăbiciunea întregului mecanism, care acum scârție din toate încheieturile și practic cei care sunt acum la conducere nu știu în ce măsură vor avea capacitatea să găsească și soluțiile adecvate. Pentru că rezultatele sunt clare. Crește rata de infectare. Iar restricțiile care sunt luate nu-și dovedesc eficacitatea. În condițiile în care poporul român e un popor docil, care poartă masca, respectă distanțarea socială. Domnule Lupu, din partea conducerii Partidului România Mare, voi reproduce un fragment din preambulul Declarației Universale a Drepturilor Omului adoptată de către Organizația Națiunilor Unite la 10 decembrie
1948. Este esențial ca drepturile omului să fie ocrotite prin respectarea, prin autoritatea legii, pentru ca omul să nu recurgă ca soluție extremă la revoltă împotriva tiraniei și a asupririi. Bine, mulțumim pentru participare, bucurați-vă și nu vă temeți. Mulțumim pentru încurajare.